Sunt alături de numărul 40, Raul Sila, din Reșița Locomotives, jucător și președinte al echipei. Felicitări pentru primul meci, cum a fost? Mulțumesc. A fost un meci mult mai greu decât ne-am așteptat. Am făcut foarte multe greșeli. Am arătat că avem o defensivă bună și asta mă bucură tare mult, fiindcă orice echipă trebuie să înceapă cu o defensivă bună. În ofensivă mai avem multe lucruri de pus la punct, dar eu sunt încrezător că pe măsură ce vom progresa, vom arăta și mai bine în ofensivă. Cum simți jocul acesta cu jucători din patru zone diferite? Mi-au povestit deja ceilalți jucători despre cum vă întâlniți pe Skype, cum vă întâlniți pe rețelele sociale ca să discutați. Cum ai simțit jocul acest prim meci? E dificil, fără discuție, că e mult mai greu să pui la punct o echipă în momentul în care nu sunt toți jucătorii la antrenamente. Ne-am fi dorit să avem lotul pe care îl avem pe hârtie, să-l avem la fiecare antrenament și sunt convins că dacă am fi avut dacă lucrul ăsta ar fi fost realizabil, am fi arătat și mai bine ca echipă. Ne descurcăm cu ce avem. Eu vreau să le mulțumesc tuturor jucătorilor și alor noștri și mai ales celor care vin de la distanță și pentru antrenamente și pentru mini-cantonamente. Aduc foarte mult plus echipei, fiindcă doar cu jucătorii reșițeni nici într-un caz n-am fi avut, de exemplu, o defensivă atât de bună. Încercăm să găsim modul prin care proiectul Reșița Locomotiv să funcționeze. În momentul ăsta, asta e formula care ne ajută cel mai mult să arătăm cel mai bine pe teren. Okay. Felicitări pentru victoria de astăzi, ne vedem la următoarele meciuri. Mulțumesc! Hey man, like, subscribe and follow First Down!